Ia uite ce și-a luat-o șobolănelu. Bine m-a regăsit. Adică George Simion spune, am fost la papă într-o audiență privată. E ca și cum ar fi spus, am fost pe la vecinul, știți, să-i spun câteva chestii. Important, importante, să-i arăt cum merge lumea, să înțeleagă și el cum e în satul ăsta, că un alt, da? Și când colo, șobolănelu mic, cip-cirip, cip-cirip, venit acolo din munții Vrancei, a ajuns la bucale, da? unde în sfârșit câștigă și el un salariu cu care poate mânca de șapte ori pe săptămână, în fiecare zi, de fapt ce a făcut băiețelul ăsta? Adică la papa au mers mai mult și la un moment dat au fost acolo câțiva italieni, un grup de italieni au fost acolo, dar care promovau un concert de Crăciun. Și papa normal primește, da, cât sunteți, bă, 20, 20, pax vobiscum, pax vobiscum de 20 de ori. Dar între ei s-a băgat și Georgel. Georgel care, mă rog, cu fățăul lui, parcă ar aduce așa ceva din zona sudică sau nord-africană și atunci papa, nu știu cine ești tu. Gata, mă, ăștia sunt italieni. Păi 20, că 21, hai mă, încă un pax Și nici nu știa pe cine primește. Dar a fost acolo repede, repede unul ca să facă o poză și să pună pe Facebook. Domnule, a fost la papă să explică cum merge lumea, că ăsta săracul e cam uh, depășit l-a dat în gât nunțiatura apostolică din București, care, la interpelarea lui Cristian Tudor Popescu, care a avut, mă, cum să l primește papa pe unul ca ăsta? Mă? Cum să-l primească papa? Eventual să-i dea o papară. Dar nu să-l primească, să-i ducă ăsta un cadou, știi? Marele ortodox, George Simion care vine braț la braț cu Dumnezeu, cărându-l în spate pe Sfântul Petru, că el avea o întorsă la picior, da? Iaca. Iaca ca. Da? Adică, băiețel, ești mic. Tăți ăia care merg după tine sunt niște oameni mici. Mici, mici, mici. Sau știi cum se spune? Mică, 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 cât o puță de furnică partidul ăla gonflat, va ajunge, va fi pe PDD-ul de altă dată, vă amintiți pe PDD-ul, cu alt șoiceli, spunea, se da? care venea să spună, antisistem, anti nu știu cum, antidracu, antilacu, așa va ajunge și să stați liniștit. Acum este așa un fonfleu, știi că lumea cumva uh, vrea spectacol, dar te te saturi și de spectacolul ăsta. Sigur, sunt spectaculoase toate invectivele pe care și le aruncă. Te agresezi sexual, zice George Simeon, către șoșoacă, mă, doamne. Păi eu cred că trebuie să fii un tip foarte pervers să-l vezi pe Simeon agresând-o sexual pe doamna șoșoacă. Sau, mă rog, gândindu-te la ceva sexual și pui ceva cu șoșoacă acolo. Șoșoacă, în același timp, îi urlă fătălăule. Toți să niște fătălăi. Și după aia scadează, atenția, fătălău, lău. Fă -lă adică, dintr-o dată, Vulpița și Dorel, sau cum îl chema pe ăla, ăia niște pătat, niște mici. Șoșoacă și George Simeon sunt adevărații uh, palade și țociu ai rom politicii românești. Sunt niște, niște monștri sacri, mă rog, numai monștri. Ai văzut, mă, cum minte ăștia, bă? Sunt uh, uh, șmecherași ăștia care vor neapărat să se dea în spectacol. Ai văzut Daniel Ghiță? Daniel Ghiță, ăla din PSD, ăla care se tăbătea K1 sau chestii de genul ăsta, dar numai că a fost lovit și în cap de foarte multe ori, că ăsta e sportul. Și a mers acolo mai să bată pe un userist, că a fost obraznic. Nu ai fost obraznic. Dacă îți bag una, l-a oprit baronul ăla, stădescu, care îți băt Lați, mâine, facem de tot cacatul, stiești, mă, de L-o tras de urechi. După a plecat, se certe, evident, cu Dan da, cu demeriștii. Și, bine, Dan este cunoscut, fa că a făcut istericale, l-ai văzut, nu trebuie să fie probe pentru asta, că sunt probele video pe care, cum să zic, ei le-au pus, le pus pe tot felul de, de, de canale de astea. Și sau să se sfădească cu, să facă o crizuță de isterie acolo cu Udemeriștii. Și ca să scape, au zis, ăsta care e din Ilfov, Ghiță, Dom'le, m a dus acolo pentru că o demeniște, au zis că Transilvania e pământul unguresc. Bă, și eu m-am uitat, am zis, bă, ok, hai să vedem poziția lui și să vedem dacă putem crede așa ceva. Când te uiți la poze, bă, tată, acolo erau câteva aparate de la de filmat, de plus o grămadă de telefoane. Păi tu îți dai seama dacă ar fi scăpat vreo unul din UDMR, chestia asta că Transilvania, Pământul Guresc. Păi era breaking news, măncu cu sufletul de, de, Toată țara era înfășurată într-o bandă galbenă. De a de breaking news. Așa cu cadouri. În sfârșit avem. Dar minciuna... Știi, ăștia întotdeauna vin cu tot felul de pericole. Simeon vine cu pericolul că vine, vine Europa asta și ne face colonie, da? deși ne dă undeva la 100 de miliarde de euro, atât de dat până acum, net, da? Domnule, colonie, să, prim, să, să naționalizăm totul, să, că atâta pricepe el, cu mintiu ca aia, atâta, știi? Dar îmi pe de altă parte, bă, te uiți la el, ăsta a trăit înainte de a intra în Parlament, pe declarația de avere, mă duc, cu 600 de lei pe lună, mă, costă 20 de euro. Da? Îți dai mă, că ăsta mânca o dată la două săptămâni și săracul mai mult dormea. Cred că eu așa și face, dacă aș avea 120 de euro pe lună de trăit, mânc la două săptămâni și dor tătăzvoare. Eventual, mai cumpăr niște vodcă de aia ieftine ca să ui de foame, știi? Da? Ăsta, George Simion la fel, a angajat pe undeva, nu știu de la ce, hai să mănâncă și gura lui ceva, pe la Lulea, pe la ăla, care tot uh, renovează, nu știu ce bloc sovietic din București. Ăștia sunt și au ajuns dintr-o dată, mamă, câți bani! Pot să mănânc de trei ori pe zi! Pot să-mi bag picioarele în cine vreau, da? Pot să min cât vreau! Înțelegi? Ăștia sunt să șmecherea și de succes ai patriei române. Votați, atenție, că dacă ar fi fost numiți, ai fi zis, domnule, nu are lumea nicio vină, dar lumea română are vina de a-i fi votat pe ăștia. Și crezi că în sondaje, tată, pentru că spectacol, da, mă, unde spectacolul alea de altă dată, cu neamărin, că te uiți acum la, la, la la, la televizor și vezi numai chestii pentru puștani de 16 ani. Și atunci ce zice poporul în dreapta lui înțelepciune și adânca și profundă, Și funda. Domnule, vreau un, vreau un, scandal. Vreau o chestie care să-mi ridice libidoul zilnic. Vreau să am ce povesti cu nevasta, cu prietenia care, cu care beau 10 berdeale la bebeluș, de la ieftine, 2 lei litru. Și cine vine ca să le, să le, dea aroma vieții? Cine vine ca să, să le arate calea cea dreaptă? Vine Aurumă, După aia vine și șoșoacă. Ăștia sunt au coborât din galerie, au coborât din, din tot felul de istericale și în sfârșit se pot exprima public. Să știi că, uite, re rectorul SNSPA, Pricopie, a zis, domnule, vreau, să se facă o comisie de anchetă și să vedem dacă aceste acțiuni cu caracter fascist aparțin unor partide democratice. Pentru că dacă nu aparțin unor partide democratice, legea partidelor politice zice să le scoatem în afara legii. Și eu am militat și militesc pentru asta, dar pe de altă parte mi-ar părea rău. Mi-ar părea rău pentru că așa îi vedem într-un țarc. Însă sunt țarcul ăla de la aur, țarcul de la partidul lui încă două, trei țărculețe de în care nu se pot pișa pentru că se inundă. Înțelegi? Da, cumva îi vedem. Știi, înainte se făceau tot felul de... Cum, cum erau la ospicii, Dar Ei erau bolnavi și internați și acolo trebuie să existe compasiune. Ospicii alea de pe vremuri, acum două, trei secole, aveau ceva special. Izolau de lume o altă lume. Pur și simplu erau două lumi. Acum țarcurile astea au devenit cumva în cabina de vot. Domnule, eu votez cu ăla, eu votez cu ăla. Și când votează cu aur, el deja știe că nu o să facă nimic. Că nu o să fie niciodată la guvernare. Că dacă ar fi la guvernare, în țara asta ar fi război civil. Da, și o spun cu toată responsabilitatea. Eu sunt convins și o să explic imediat de ce. Dar, e ca și cum ai plăti. De fapt, mai plăti. Ți-ar dat cineva, bă, am un bilet la la comedia aia acolo sau la bătăile alea în noroi. Nu vrei să mergi, că eu am diaree și n-am cum să mă duc. Și omul zice, ba da, bă, mă, duc, dacă nu merge acolo la în noroiul ăla, nu i așa într-o arenă, ci este în cabina de vot. Și el zice, ok, am primit bilet, băi, ce să fac? Ok, foarte bine. Și atunci, dintr-o dată se relevă uh, această mirobolantă nevoie a românii, și nu spun românii, românii, de a avea circotecă. Nu spun nici circ. Am văzut, mi se pare oarecine, cine uh, Oana Pelea zicea, domnule, nu mai numiți chestia asta din Parlament, spectacol sau circ, pentru că jigniți oamenii care chiar lucrează la, la teatre, chiar lucrează la circ, nu, nu e cazul să, să numiți chestia asta. Așa sunt, zic circotecă. Știi? Ăștia sunt. Ăștia sunt, sunt aleși, sunt aplaudați, uh, de multe ori uh, pe sub mână, cu tot felul de partide care se privesc în oglindă și nu ai ce faci, ce de găsi, să sunt frecventabil. Da? Și sunt votați. Sigur, Doamne ferește, să spuiți de ceva despre poporani. Și ziceam că diferența de, dintre români și români. Românii sunt ăia care au nevoie de un stăpân. Sigur că uh, nu se-i pună la muncă m-a vreo acordat, 1784, mi se pare, am eliberat, am eliberat din starea de România, adică din, țara de, din starea de sclavie. Dar românii au rămas, adică sunt acei sclavi ai, ai, ai uh, circotecii, sclavii propriilor neîmpliniri și așteaptă unul care să vină să-i facă să râdă, să-i facă să comenteze la cele 10 berci și două butelii de vin de la de 11 lei Dar Da? Să-i facă cumva să-i răzbune, să le răzbune incompetența să le răzbune nefericirile, să le, răspund, să le răzbune, până la urmă, prostia de care ei nu se feresc. Ei sunt mândri. Lască știu eu, vă. Lască știu eu. n no, aș șobolane, ți-ai luat -o? Ha, ha papa a zis că nu vă zice o șobolană acolo. Tu nu nici măcar nu te vedeai. Ăsta-i zi eu, bă. Minte de paie, audiență privată. Poate la privată, bă. Miroasă, așa?